Copiii și adolescenții din Reni vor marca Ziua Europei prin mișcare. De ani de zile, pe 9 mai, primăria organizează competiții sportive, așa că și anul acesta invită pe școlari la întreceri. Activitățile sunt programate pentru duminică în Parcul Tineretului. Școlarii de ciclul primar vor participa la cross 600 de metri, alergare viteză 50 de metri și mers pe role 400 de metri. Elevii de gimnaziu se vor întrece la cross și role, iar liceenii la basket fete sau la fotbal băieții. Organizarea se bucură de sprijinul tuturor profesorilor reghineni de sport. Sunt convins că va avea succes pentru că cultivă ideea de mișcare, ideea de a-ți petrece timpul liber într-un mod plăcut, util, civilizat și sănătos. Și sper să avem cât mai mult adepți și cât mai mulți copii care să fie lângă noi, printre noi și cu noi, atât trupește cât și sufletește alături de noi. O să încercăm să devină o tradiție și să se implice cât mai multă lume, să fie cât mai multe competiții, nu numai la nivel școlar. Dacă acțiunea se va bucura de succes, administrația locală și profesorii de sport speră să mai organizeze și alte competiții sportive, nu doar de Ziua Europei. Paleta disciplinelor ar putea fi și ea diversificată. Astea sunt niște proiecte de viitor pe care vrem să le atragem în această sală a sporturilor din localitatea noastră. Ați văzut, avem și locuri, pot să vină părinții sau chiar colegii să-i susțină pe cei care participă la aceste activități sportive și să fie veselie. Asta ne dorim. Organizarea sărbării sportive pentru 9 mai este pe ultima sută de metri. Profesorii reghinei speră să-i aibă alături și pe colegii lor de la Gurghiu. Astfel, băieții vor putea participa și ei la partidele de fotbal programate între licee.